Ne apropiem de mijlocul săptămânii mari, această săptămână a patimilor Domnului nostru Iisus Hristos. Sufletul nostru este mai deschis, poate decât altă dată, pentru a primi cuvântul lui Dumnezeu, pentru a ne apropia mai mult de Dumnezeu. Și astăzi continuăm această serie a mesajelor și pastorul Viorel Iuga, președintele Uniunii Baptiste din România, este alături de noi. Prezentând învățătura Domnului Iisus Hristos, prezentată în Săptămâna Mare, evanghelistul Matei aduce în discuție un episod din viața unei familii. Un tată îi roagă pe cei doi feciori ai săi să plece la muncă. Cum știm, atitudinile lor sunt diferite. Primul îl refuză, dar ulterior îi pare rău pentru atitudine și merge la lucru. Al doilea îi promite respectos că va merge, dar nu se mai duce. Este adevărat că toți ne bucurăm de primul copil și îl condamnăm pe al doilea. Citind pasajul, mă întrebam, am putea avea o atitudine diferită de ambilor fi? Când Dumnezeu ne cere ceva, am putea realiza cine este cel care ne cere și ce favor ne face? Conștienți de aceasta, am putea promite cu bucurie și împlini cu credincioșie? Vă propun să ne gândim astăzi la domeniile în care am făcut promisiuni. Sigur, am făcut promisiuni în tinerețe. Toți am făcut promisiuni în ziua în care ne-am botezat. Cei căsătoriți am făcut promisiuni în ziua nunții. Nu uităm câte promisiuni am făcut atunci când ne-a cercetat Dumnezeu prin cuvântul citit sau auzit. Oare ne mai amintim de promisiunile pe care le-am făcut lui Dumnezeu când am trecut prin vremuri de necaz? Promisiunile au fost multe. Ce s-a ales de ele? Le-am împlinit? Măcar le mai ține minte? Ziua aceasta poate fi una de cercetare. Dacă vom găsi promisiuni bune făcute lui Dumnezeu, pe care nu le-am împlinit, este timpul să ne pocăim și, dacă mai putem, să le împlinim. Apoi am putea să ne gândim la lucruri pe care Domnul le-a cerut și încă nu i-am dat un răspuns așa cum îl aștepta. Cerințele lui Dumnezeu întotdeauna sunt nobile. Întotdeauna sunt înspre binele nostru. Atitudinea noastră ar trebui să fie una plină de bucurie și răspunsul nostru la chemările Lui ar trebui să fie întotdeauna pozitiv. În final, n-ar trebui să uităm că, de fapt, casa Lui este casa noastră. Moștenirea Lui va fi moștenirea noastră. Așa că atunci când lucrăm aici pentru Dumnezeu, de fapt, nu lucrăm pentru El, ci lucrăm pentru noi. Orice lucru pe care îl facem aici Domnului Dumnezeului nostru se adună în cununa, în răsplătirea noastră veșnică. Este o zi în care noi, cei din familia lui Dumnezeu, ne analizăm atitudinea față de Părintele Ceresc. În final, știți ce spunea Mântuitorul? Idealul pe care trebuie să țintim este da al nostru să fie da. Dacă am avut atitudinea corectă, dacă am promis și ne-am ținut de cuvânt, să continuăm. Dacă nu, să ne pocăim și viitorul să fie altfel, unul plăcut lui Dumnezeu. Ce minunat ar fi dacă am ajunge la maturitatea să promitem doar ce suntem siguri că este în voia lui Dumnezeu și apoi să împlinim indiferent cât de mare va fi prețul plătit. Mulțumim că ne-ați amintit astăzi că suntem fii, suntem iubiți de Dumnezeu. Iar dacă Mântuitorul a pătimit în această săptămână, a pătimit pentru noi, pentru că ne iubește, a fost gata să meargă la moarte, pentru ca noi să avem viața.